Salutare tuturor! Suntem live aici pe Wellcode, unde a venit timpul pentru ora de programare, live-ul în care răspund la toate întrebările pe care le aveți sau la care în trecut răspundeam la toate întrebările pe care le aveați pentru că în prezent s-au adunat foarte multe sau se adună foarte multe întrebări și nu reușesc să răspund chiar la toate, dar, foarte important, dacă ai orice fel de întrebare legată de informatică, legată de programare, legată de cum ajungi un programator de succes, las-o în rubrica de întrebări și o să îți răspund la ea. Foarte, foarte important, lasă-ți întrebările cât mai repede, pentru că pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce vin tot mai multe întrebări, o să... O să Ajung în imposibilitatea de a răspunde la toate. Eu sper că voi sunteți foarte, foarte, foarte bine și sper că aveți chef să discutăm un pic despre programare, să vedem exact cum pot să vă ajut cât mai bine să deveniți cu toții niște programatori de succes. Vă salut pe toți! Salut Luigi, Gabriel, Ștefan, Bogdan, Ghost Rider, Andra, Raul, Adrian, Gabriel, Dudu, Moonshine, Anemona... Cristina, uh, Andra și Ștefan. Uh, super tare, vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Sunteți foarte, foarte activi. O secundă să Uh, să distribui uh, live-ul ăsta și pe grupul nostru de Facebook, să mai aducem niște lume și pe urmă ne apucăm de, uh, ne apucăm de treabă. Apropo, în timpul ăsta, dacă ești pentru prima dată aici sau nu ți-ai făcut încă cont, intră pe wellcode.ro și creează-ți un cont 100% gratuit, pentru că de acolo poți să înveți uh, gratuit bazele programării. Și nu doar că poți să înveți gratuit bazele programării, vei învăța cum să scrii tu de la zero primele tale programe și o să fim acolo. Eu împreună cu echipa mea de experți să îți răspundem la toate întrebările pe care, pe care le ai. Așa că uh, practic dacă îți faci un conținut acolo nu ai cum să rămâi cu nelămuriri, nu ai cum să rămâi cu neclarități și de aia te îndemn cu căldură să intri acolo și să-ți faci un cont. avem și un bonus pentru, pentru, tine. Și anume, dacă termin în 7 zile sau mai puțin programul nostru gratuit, o să primești cadou din partea noastră pentru seriozitatea de care ai dat dovadă un tricou gratuit. Wow! Super, super tare. Văd că deja avem multe întrebări. Vă mulțumesc pentru întrebări, pentru că sunteți deja activi. Și apropo, ajutați foarte mult uh, Wellcode-ul, mă ajutați foarte mult pe mine dacă intrați acum pe Facebook și distribuiți acest live. Deci dacă vrei să aduci mai multă lume, să facem aici o comunitate faină în care discutăm, răspundem la întrebări, punem întrebări, devenim niște programatori mai buni, atunci intră pe Facebook, copiază link-ul ăla de sus și uh, distribuie la toată lumea. Bun. Um, hai, să, hai să vedem. Uh, Gabriel zice că am cam puține view-uri. În schimb tu ai o poză foarte mișto la, la, la avatar. Da, nu mă plâng, mi se pare că mi se pare că e ok așa. Adică imaginează-ți ce um, Bineînțeles, cu cât, cu cât mai mulți oameni interesați de programare, cu atât, cu atât mai bine, cu cât sunt mai mulți oameni care vor să își schimbe viața, cu atât mai bine. Dar nu mă plâng pentru că am suficient de multe întrebări, am despre ce să vorbesc și probabil și dacă n-aș avea întrebări, aș, aș avea subiecte și aș pregăti subiecte pentru voi. Așa că, indiferent, mai multă lume, mai puțină lume, nimeni nu are nimica de... Pierdut, Dodo mă întreabă, bună, cum mai ești? Sunt foarte, foarte bine, mulțumesc, mă bucur de ziua asta însorită de duminică, mă bucur că pot să fiu live alături de voi, să vorbim un pic despre, despre partea asta de programare, pentru că partea asta de, de bucurie, știu că cred că toată lumea care intră live sau foarte mulți oameni, care intră live, uh, folosesc clișeul ăsta că, mamă, cât mă bucur să fiu alături de voi, mamă, cât, uh, cât de tare e că sunt live, dar eu chiar, chiar, mă bucur de chestia asta și cred că, cred că e un lucru foarte important să ai un job de care să te bucur. Pentru că ce fac eu aici, faptul că vă răspund la întrebări, până la urmă asta e o mică parte din, din jobul meu și... E o parte foarte frumoasă și, din păcate, Cred că majoritatea oamenilor, ca să nu zic 90 sau 95 sau 99%, nu se bucură de, de, de locul de muncă pe care l-au. Au un loc de muncă pe care de cele mai multe ori îl urăsc și știu că întrebăm chestia asta în fiecare, uh, în fiecare săptămână pe, pe Instagram și mă șochează cât de mulți oameni. Și hai că vreau să fac experimentul ăsta și pe YouTube, vreau să văd, uh, mă rog, pe YouTube și pe Facebook bă, că, pentru că suntem live în paralel. Uh, foarte mulți oameni de pe Instagram nu sunt mulțumiți de, de jobul lor, așa că vă întreb și pe voi, pe o scară de la 1 la 10, spuneți-mi în uh, spuneți rubrica de întrebări, deci pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este minimul și 10 este maximul, cât de mulțumiți sunteți de jobul pe care îl aveți? Ok? Asta e foarte, foarte uh, important. Uh, să vedem exact care e punctul în care te afli. Pentru că dacă te afli într-un punct care este sub nota 8, înseamnă că fie ești o persoană leneșă și nu-ți place să lucrezi, fie ar trebui să, ar trebui să schimb domeniu pentru că e foarte important ca pe lângă toate beneficiile pe care le ai și știu că în general aici pe canal vorbim despre bani, despre cât de șmecher e să fii programator, cum faci mulți bani, poți să lucrezi remote și toate poveștile pe care deja le știți, presupun, deja știți cât de, cât de mișto e să fii programator, mi se pare că e foarte importantă și partea asta să, să-ți facă plăcere. Lucru care, bineînțeles, că vine cu experiența, nu vine, nu vine de la început, dar e foarte, foarte fain când stai tu, doar tu acolo cu calculatorul, poate ai și o muzică relaxantă pe fundal și crezi ceva nou. Nu știu, mie, pe mine mă umple de energie. Am stat, am stat aseară și am scris un pic de cod. A, pregătim o funcționalitate nouă pe WorldCode. Bine, suntem un pic în urmă cu ea, dar oricum e o chestie foarte, foarte șmecheră care o să vă bucure foarte mult în momentul în care o să fie gata. Băi, și eram atâta de fericit și atâta de împlinit că scriam chestia că stăteam, scriam cu practic, practic, cream eu ceva. Bun. Uh, uh, uh. Andra Violeta mă întreabă dacă uh, recomand câsă câs 50 Cred că prin câsă 50 te referi la... Uh, la un curs online de, de programare, la un curs video. Hai să dau și un Google Search rapid ca să mă uit. Uh, da. E un curs online de programare. Ideea e în felul următor. Uh, problema și am mai, am mai zis că este asta. Și problema și la live-ul ăsta, deși live-ul ăsta măcar e interactiv, dar problema cu orice curs video de programare este că tu nu primești feedback. Okay? Singurul mod în care tu poți să înveți programare, este scrind tu cod și primind feedback pe codul pe care, pe care l-ai scris. Și asta, asta e o problemă foarte, foarte, foarte mare. Hai să, hai să luăm prin comparație să înveți limba engleză. Okay? Până la urmă, toți știm de engleză la un nivel. De ce? Adică putem să ascultăm pe cineva și să înțelegem și, și eu când eram în anul întâi credeam că, bă, știu engleză bine, mă descurc, dar adevărul era că nu știam suficient de bine. Adică când, când m-am dus pentru prima dată în America la Facebook, aveam destul de multe dificultăți. Adică chiar dacă uh, înțelegeam ce se vorbea în jurul meu, îmi era foarte greu să exprim exact ce voiam eu. Și hai să zicem că cu engleza încă mai te mai descurci, că mai, uh, mai uh, te mai exprim greșit, dar ideea e că calculatoarele sunt mult, mult, mult mai proaste decât oamenii. Adică, cred că dacă luăm orice câine vagabond de pe stradă, e mai deștept decât un calculator. Ok? Și problema cu chestia asta este că calculatorului, dacă nu îi zici exact 100% specific ce să facă o să greșească. O să-ți dea o eroare și programul tău nu o să meargă. Și atunci, hai să revenim la exemplu cu engleza, adică ce metode sunt de învățat engleză fără feedback? Păi na, poți să încerci Duolingo, poți să încerci tot felul de aplicații, poți să te uiți la seriale fără subtitrare și da, poți să ajungi la un nivel decent, la fel și cu... Uh, toate materialele de programare online și dacă vrei să faci programare doar ca și hobby, atunci da, recomand câte 50 recomand orice, recomand și cursuri făcute de indian care uh, predau pe YouTube. ok? Dar dacă vrei să ai o meserie din asta și vrei să faci tu programele tale de la zero, atunci ai nevoie să primești feedback de la o persoană reală, trebuie să lucrezi cu cineva real și trebuie să lucrezi personalizat. Okay? Trebuie să lucrezi bazat pe nivelul la care ești, ok? Și atunci, există o diferență foarte mare să înveți programare doar așa de hobby, de distracție. La fel cum înveți, să zicem, chitară de pe internet și alta e să fii un chitarist plătit și un chitarist care se întreține doar din chestia asta. Sper că, sper că m-am făcut clar și sper că ați înțeles uh, diferența. Uh, <coughs> Ce salariu poți avea în primul an ca programator în țară și în afară? Ei bine, Raul, legat de salariile pe care le poți avea ca și programator în țară, nu o să-ți răspund la întrebare pentru că avem un ghid al salariilor pe, uh, pe Wellcode. Deci, practic, după ce termin primul capitol de pe wellcode.ro din programul nostru gratuit, o să primești pe mail un... Uh, un ghid cu toate salariile în funcție de nivel. Acum, în afară, salariile variază foarte mult în funcție de costul de viață din zona respectivă. Pentru că tu, dacă stai într-un oraș mai mare, unde chiriile sunt mai mari, și costul, și, și, și salariul trebuie să fie mai mare. Adică, gândește-te în felul următor: nu e tot una să, să stai în cluj unde. Chirile sunt foarte mari versus să stai în Siget sau în uh, Saunders sau în alte orașe mai mici, nu știu. Dați voi, uh, dați voi exemple de orașe mai mici uh, și cam asta, cam asta e toată ideea. Adică, tot timpul o să varieze foarte mult, dar ca să-ți faci o idee, ca și programator junior o să câștigi mult mai bine decât. Minimul pe economie. Deci o să ai bani suficient să îți iei o chirie bună, să-ți cumperi mâncare bună și să mai și pui, pui niște bani deoparte. Cam așa funcționează. Nu o să faci avere în primul an de programare, dar nici nu o să o duci rău. Okay? Sper că. Sper că am fost suficient de clar. Bun. Cristi, care are o poză albă imaculată, care mi-aduce aminte de uh, reclama la înălbitor, de când eram mic. <laughs> uh, salut! De ce recomand programarea din tot domeniul IT-ului? Ei bine, Cristi, asta e o întrebare foarte, foarte bună și mă bucur mult de tot că ai pus-o. De ce din toate domeniile din IT, rețelistică, testare, testare manuală, testare automată, um, ce mai este? sysadmin, admin, uh, securitate și așa mai departe, de ce, de ce recomand programarea? Ei bine, răspunsul e foarte, foarte simplu. Hai să ne imaginăm fotbalul. Okay? Hai, hai, să facem, o comparație cu fotbalul. Da, în fotbal există mai multe, mai multe meserii care țin, care țin de domeniul ăsta. Și există două meserii foarte bune. Meseria de fotbalist, și meseria de antrenor. Cred că astea sunt cele mai bine plătite. Bineînțeles și patron de club, dar nu știu neapărat dacă aia, aia e meserie. Nu, hai să, hai să zicem că să fii patron de club nu e o, o meserie. Bun, acum, dacă e să comparăm programarea e meseria asta de uh, fotbalist, okay? După ce ești programator cu mai multă experiență, poți să fii și antrenor și, uh, și fotbalist, deci zicem antrenor jucător, um, dar la fel cum există, există partea asta foarte bine plătită de fotbalist, la fel există și oamenii care trasează dungile pe teren, la fel există și oamenii care tund gazonul, la fel există și oamenii care curăță prin vestiare, oamenii care, anul, care vând bilete la, la stadion și la fel sunt și toate meseriile astea din IT. Și la, la ce mă refer mai exact? Acum... Bineînțeles, în IT se câștigă, se câștigă mult mai bine și atunci să fii, să fii tester nu-i neapărat 100% egal cu să, să tunzi gazonul, dar nici nu e foarte departe. ok? Adică, na, gândește-te în felul următor, că cu cât e mai grea munca pe care o faci, cu atât o să fii plătit mai bine. Și la ce mă refer prin greutate? Că până la urmă și să tunzi gazonul în soare poate să, poate să fie greu. Și să cureți un stadion de semințele suporterilor poate să fie foarte, foarte greu, mai ales dacă vorbim de un stadion cu câteva zeci de mii de locuri. Dar mă refer tot timpul la dificultate intelectuală. Pentru că chiar dacă o muncă este grea din punct de vedere fizic, tu poți să fii foarte ușor de înlocuit pe munca aia, pentru că să iei pe cineva să, să tundă gazonul, de exemplu, pur și simplu pui un anunț și trebuie să-ți o persoană care știe să se ducă drept cu mașina de tuns gazonul. Și cam aia e. La fel, la fel și pe partea de, uh, de testare. Ok? E foarte ușor să găsești pe cineva care să facă testare manuală. Adică trebuie pur și simplu să știe să dea niște clicuri, să știe să ruleze programul pe care trebuie să îl testeze și cam aia e. Nu, nu e nimica foarte, foarte complex în chestia asta. Și după aia joburile urcă, urcă încet, încet ca și dificultate. De exemplu, ca să fie administrator de sistem, să zicem că trebuie să știi să, se instalezi Windows-ul, trebuie să știi să configurezi, să zicem, un router. Dar astea, iarăși, sunt chestii care se pot învăța foarte rapid și foarte ușor. Și atunci, întrebarea vine, bă, cât de sigur este, este jobul meu? Uite, de exemplu, când am lucrat la, la Palantir în, în New York, acolo nu aveam testări. Noi trebuia să ne scriem cod automat care să testeze uneltele pe care, pe care le folosim și de multe ori. Uh, Proga, ca și programator îți scrii propriile tale teste și ești responsabil și de partea asta, pentru că deja se poate automatiza mult din partea de testare. Probabil că nu o să se automatizeze niciodată 100%, dar la fel probabil nu o să se automatizeze 100% nici uh, prepararea de shaorma. Okay? De a nu înseamnă că ai nevoie de oameni foarte specializați pe chestia asta și gândește-te că pe măsură ce avansezi în viață, nu o să te mai satisfacă un salariu de 3000 de lei, în timp ce... Prietenul tău care e programator și care are aceeași an de experiență câștigă 3.000 sau poate 6.000 de euro. Okay? Și de asta practic recomand programarea pentru că e jobul cel mai sigur și și cel mai bine plătit din, uh, din tot domeniul asta al IT-ului și e cel mai bine plătit și e cel mai sigur pentru că e și cel mai, cel mai greu de ajuns acolo. Okay? Și atunci eu nu vreau să recomand ceva ce eu personal nu aș face. Ok? Adică eu nu aș face testare manuală, ok, aș face testare manuală dacă aș rămâne fără nimic și nu știu, mi-aș mi -aș pierde mințile și n-aș mai fi capabil să, uh, să fac programare, ok? Dar n -aș, în rest n-aș face chestia asta, știi? Și la fel, la fel și cu celelalte, cu celelalte domenii. Acum știu că din punct de vedere al marketingului există multe companii care încearcă să îți vândă o tonă de cursuri pentru că hei, e mult mai simplu să vinzi un curs de, de rețelistică sau, uh, sau de, de, testare, de testare manuală decât unul de programare. Că o să zici, hei eu te învăț să fii ITist și e foarte simplu ceea ce te învăț. Dar la fel de bine, adică unele lucruri, trebuie să înțelegi Cristi că unele lucruri se vând doar pentru că scrie IT pe ele în prezent. Ok? Și asta e, asta e, foarte important de menționat. Bun. Hai să trecem mai departe. Wow, ce de întrebări! Un întrebare de la Gabriel, încă o întrebare foarte bună. Orice programator care se angajează prima dată ca junior din uh, și okay. orice programator se angajează prima dată ca junior și avansează apoi în grad? Da, răspunsul e da, prima dată te angajezi ca junior. Dar există diferențe foarte mari între salarii. De exemplu, când am fost la uh, la Facebook, primul, al doilea internship al meu, deși eram considerat începător, aveam un salariu între 5 și 10.000 de dolari pe lună. E confidențial cât am avut exact și de a zic între 5 și 10.000 de dolari. Și dacă aș fi lucrat în Cluj pe aceeași poziție, pe vremea aia cred că puteam să câștig 2-3.000 de lei. Cam Aia era, cam era salariu pe vremea aia în 2015. Deci e o diferență foarte, foarte, foarte mare între juniori. Adică junior înseamnă pur și simplu uh, că ești la, ești la început. Dar salariul poate să varieze. Adică cunosc junior care fac 5.000 de lei, cunosc junior care fac minimul pe economie. Și diferența e cât ești tu de bun, cât de bine știi să scrii cod, dar și cât de bine ți-ai negociat, ți negociat oferta. OK. Există și în România concursuri de programare. Da, există. Există și în România um, concursuri de programare, dar ce este super fine. este că la concursurile de programare poți să, să participi online. Avem mai mulți, uh, mai mulți clienți care au participat acum câteva zile la Google Code Jam și care s-au calificat mai departe. Avem și Um, clienți care au participat la Olimpiada de Informatică, avem 5 calificați mai departe la, la faza națională anul ăsta, deci da, există, există și în România concursuri de programare legate de Game jabs, nu știu exact ce sunt, dar recomandarea mea este să particip la, fie la dacă nu mai ești elev să participi la concursurile astea mari, cum e Facebook, Hacker Cup, Google Code Jam și așa mai departe, deci concursuri făcute de firme cu prestigiu, pentru că arată și mai bine în CV. Și dacă ești, dacă ești elev, atunci clar recomand să participi la Olimpiadă. Următoarea întrebare vine de la Mihai Cristian și o să citesc imediat ce bea un pic de apă. De ce toată lumea pune atât de mult accent pe diplomele acreditate? Ei bine, Mihai, tocmai am avut un client în programul de mentorat care s-a angajat ca programator în București, pe un salariu bun și condiții bune, care nici măcar nu are bacuri. Așa că nu știu cum ai pus tu de unde ai venit tu cu concluzia asta că toată lumea pune accent pe diplomele acreditate. Poate ca să devii, nu știu, sudor sau uh, frizer sau alte, alte lucruri, probabil atunci, da, ai nevoie de o diplomă acreditată ca să aibă lumea încredere în tine, dar pe partea de programare eu nu cunosc oameni care să fi fost refuzați la job din cauza că n-au o diplomă acreditată. Așa că nu știu exact uh, ce întreb tu mai exact. Bun. Următoarea întrebare de la Bogdan. În trei luni am bacul la info, iar la problemele care nu implică doar algoritme, am câteva probleme de rezolvare. Apreciez orice sfat. Mulțumesc. Ei bine, Bogdan și e foarte, foarte important pentru toată lumea care se uită la live-ul ăsta, nu doar pentru cei care sunteți elevi de liceu. Ideea e în felul următor. În primul și în primul rând, înainte să-ți răspund la întrebare, e foarte important să îți schimbi gândirea. să schimbi gândirea de pe gândirea pe termen scurt, anume cum se iau bacul la info peste 3 luni într-o gândire pe termen lung. Cum poți să ajungi un programator de succes care câștigă, să zicem, 5.000 de euro pe lună. Sau setează-ți tu o sumă de bani pe care vrei să o câștigi ca și programator. Ok? E foarte important să gândești pe termen lung pentru că Cunosc o tonă de oameni care au dat bacul la info și care nu sunt programatori acum și care au luat și notă mare la bacul la info. Adică o parte din ei sunt la noi acum în programul de mentorat. Pentru că o notă mare la bac la info nu înseamnă neapărat că ești un programator bun. La fel cum o notă mică la bac la info. Apropo, eu la bac la info am luat doar 9 și 10, deși am fost olimpic, olimpic național medaliat. Um, și consider că sunt un programator foarte bun. Și asta nu o zic eu, zic firmele la care am lucrat. Și atunci, o notă mare la BAC nu înseamnă neapărat succes în viață sau succes profesional în viață. Și atunci, cred că vrei să întrebi altceva. Ok? Deci, trebuie să te gândești pe termenul. Acum, legat de problemele de rezolvare ale subiectelor de BAC, trebuie să lucrezi cu cineva, ok? Adică nu pot eu să vin acum pe YouTube să-ți dau un sfat în 5 sau în 10 minute și gata să-ți dau secretul unei note mari la, la BAC, ok? Nu se poate așa ceva. Trebuie să te pregătești și trebuie tot timpul să lucrezi probleme pe nivelul tău sau, mă rog, probleme care sunt un pic deasupra nivelului tău. Tot timpul asta e cheia progresului când vine vorba de programare și, de fapt, când vine vorba de orice. Adică și când te duci la sală, de fapt, cum programezi... Cum programezi, doamne? <laughs> uh, cum progresezi. Cum progresezi în momentul în care... Uh, Ești la sală, păi ți greutăți mai mari să faci, să faci repetări cu greutăți mai mari. Și la fel progresezi în orice domeniu. Trebuie să mărești intensitatea antrenamentului. Și la fel cum la sală, dacă îți iei o greutate prea mare, te accidentezi sau nu faci progrese, sau dacă nu faci exercițiu corect, la fel și în programare. Și de ai nevoie de cineva care să te supervizeze, să-ți dea probleme. Zică, bă, uite, fă setul ăsta de probleme. Să fă proiectul ăsta personal, pentru că doar în felul ăsta poți să-ți dezvolți gândirea. Nu poți să devii programator fără o gândire de programator. Ok? Nu se poate chestia asta. Ai nevoie de rezolvare de probleme, ai nevoie să scrii cod, ai nevoie să faci chestia asta practic. Pentru că la fel și cu, vorbit, cu învățatul de engleză. Poți să înveți engleză doar dacă o vorbești. Poți să înveți să joci fotbal foarte bine doar dacă joci fotbal. Și dacă ai pe cineva care se uită la tine și care te învață. Nu am cum să îți spun mai mult decât atât. Iați ia pe cineva care e foarte bun la predat programare și care știe și să scrie foarte bine cod și cel mai probabil o să iei 10 la BAC fără probleme. Adică și noi am avut elevi care au luat, au luat 10 la BAC, care au primit pe urmă oferte foarte bune de, de lucru, care au avut rezultate bune la Olimpiadă. Deci ideea că se poate, dar ai nevoie de îndrumarea potrivită. Întrebare de la Vio. Petru, crezi că o persoană de peste 50 de ani poate să se înscrie la acest curs? Nu văd de ce nu. Am zis și data trecută. Aici pe Wellcome avem o regulă foarte importantă pe care, pe care clienții noștri o știu și anume renunțăm la cuvântul nu pot. Deci, chestia asta nu mai trebuie să existe în vocabularul nimănui care vrea să devină programator. Nu există, nu pot. Cum am zis, avem oameni care au primit oferte de angajare la 19 ani imediat după ce au ieșit din liceu. Avem oameni fără bac, avem oameni care lucrează joburi foarte intense care au devenit programatori. Avem oameni mai în vârstă, avem oameni mai tineri, adică avem oameni care veneau din domenii total opuse, muzicieni care au devenit programatori, așa că faptul că ai 50 de ani și nici măcar nu vorbim de o vârstă înaintată, să zicem că ai 75 de ani sau chestie, chestie de genul ăsta, uh, n-ai de ce să nu poți la 50 de ani. Petru, de ce nu prelungești ora de întrebări? Duminica, pentru a putea să pune mai multe întrebări, să apuci să răspunzi la toate întrebările sau te-ai gândit să o prelungești. Ideea e felul următor, Luigi. Uh, vrem să facem chestia asta uh, pentru oamenii care sunt cei mai implicați și care pun cele mai bune întrebări. Pentru că, dacă, dacă o să te uiți, o să vezi că apar foarte multe întrebări de genul ăsta uh, dacă contează diplome acreditate, dacă uh, poți să faci programare și întrebările astea sunt foarte bune pentru o persoană care e la început de drum și care are nevoie fie de un șut în fund, fie de un pic de încurajare. Doar că pentru chestia asta eu pot să fac un video separat, știi? Și atunci eu cred că indiferent cât de mult crește numărul de abonați la canalul ăsta, indiferent cât de mult crește numărul de persoane care, care se uită live la noi, consider că... Uh, Întrebările bune rămân oarecum constante pentru că e doar un număr limitat de subiecte despre care uh, despre poți să vorbești și atunci uh, încercăm acum să creștem calitatea întrebărilor și să fie cât mai educațional la ul ăsta pentru că na tu deja ne urmărești de ceva vreme și ai văzut deja că unele întrebări se, se repetă. Și din cauza asta încerc să să răspund la întrebările noi și la întrebările care dau cea mai multă motivație și cea mai multă valoare pentru, pentru tine și pentru ceilalți care se uită. Gabriel, am terminat cursul gratuit acum o lună și nu am cu ce să învăț programare. Știu că dacă învăț singur nu o să reușesc, dar până să ajung la data în care să intru la voi în programul de mentorat, vreau să îmi ocup timpul. Asta e o întrebare foarte bună, Gabriel, și recomandarea mea e tot timpul să faci să, în așa fel încât să încep pregătirea cât mai repede. Că vorbim de programul nostru de mentorat, că vorbim de altcineva care e foarte bine pregătit, pentru că tot timpul, nu zic că nu poți, doar că reușești mult, mult, mult mai repede, asta înseamnă cu câțiva ani în minus, să înveți programare dacă ai pe cineva bun alături de tine. Acum, până reușești să-ți adun resursele pentru chestia asta, ce poți să faci și nu... nu știu dacă să-ți ocupi timpul, e cea mai bună mentalitate, dar ce poți să faci ca să, ca să fii productiv? În primul rând să-ți volți puterea de concentrare și faci chestia asta citind. Îți recomand cartea Tenix Rule de Grand Carton. O să scriu și încet. Uh, în chat. Îți recomand să, să citești cartea asta. Și pe urmă, îți convins că cartea asta o să schimbe mentalitatea, o, o să te ajute un pic și să-ți crești puterea de concentrare, pentru că cititul crește puterea de, de concentrare. Și uh, ne vedem cât mai curând în programul de mentorat. Bun, următoarea întrebare vine de la Raul. Salut, Petru! Eu vreau să învăț programare și să ajung la un nivel înalt, dar nu știu cum să-mi fac timp să învăț. Ei bine, Raul, ideea e în felul următor, legat de timp. În primul și în primul rând, vreau să-ți spun că avem clienți care lucrează și peste 10 ore în fiecare zi și care progresează și care știu să scrie programe. Ok? Deci, cu siguranță e posibil. Chiar dacă eu nu am fost personal în situația asta în care să am foarte puțin timp liber, deși am fost și eu aproape, uh, dar pe vremea deja știam știam programare. Cred că asta cu am sau nu am timp e mai mult o alegere decât o. Uh, nu știu, un, un lucru dat. Într-adevăr, poate ai mai puțin timp decât cineva care e student și care e student la o facultate foarte ușoară. Dar, ideea în felul următor, că tu îți planifici timp în funcție de prioritățile tale. Adică să zicem că ai jobul care e, să zicem, 12 ore pe zi, mai e somnul, care mai e 8 ore pe zi și ai 20 de ore pe care, pe care le-ai ocupat. Acum, dacă programarea ta e prioritatea numărul 3, pentru că, bineînțeles, dacă ai un loc de muncă și, da, și somnul nu poți să-l neglijezi, mai ai 4 ore libere. Și cu 4 ore pe zi de învățat programare, să știi că ajungi foarte, foarte, foarte departe. Dacă e orele alea și le lucrezi înainte de job, adică primul lucru imediat după ce te trezești, atunci progresul e aproape, e aproape garantat dacă ai metoda potrivită de învățare. Ok? Asta e foarte important. Următoarea întrebare de la Luigi. Uh. Petru, dacă crește numărul de programatori, salariile vor scădea? Asta e o întrebare foarte bună. Și ideea e că e foarte, foarte discutabilă chestia asta, pentru că momentan nevoia de programator crește mai repede decât oferta de programator. Și salariile programatorilor, părerea mea este că cresc relativ la unde erau când am început eu să învăț programare sau unde erau după ce am terminat liceul. Acum ideea e în felul următor, luigi, există mai multe niveluri de programatori. Există programatori care sunt uh, care sunt slabi și care uh, na sunt slabi și primesc salarii mici. Și există programatori care sunt mai mai buni și care primesc salarii mari. Și poți să tei te după după chestia asta uh, să în alte domenii care sunt mai vechi, să zicem în construcțiile de automobile. Într-adevăr, să fii un inginer la o fabrică de nu știu unde, din China sau din India, probabil că o să primești puțin bani. Dar dacă ești inginer proiectant la Ferrari, să zicem, o să, o să câștigi mulți bani și o să fii plătit și o să fii tratat foarte, foarte bine. Deci e o diferență foarte mare când vine vorba de, de chestiile astea. Și tot timpul tu vrei să fii inginerul care lucrează la Ferrari, tot timpul tu vrei să fii omul care lucrează la o companie de top. Gândește-te în felul următor. Hai să ne gândim la ceasurile de mână, care sunt niște lucruri pe care foarte puțin oameni le mai folosesc. Adică, da, există ceasurile alea chinezești pe care toată lumea le, zicem, le cumpără și există ceasurile de lux care costă zeci de mii de euro. Într-adevăr, dacă repar ceasuri din alea chinezești, de multe ori nici nu mai merită să le repar, pentru că la aceeași bancă te-ar costa reparația, îți iei pur și simplu un ceas nou. Dacă tu lucrezi pentru o firmă gen Rolex, care face ceasuri de zeci de mii de euro, cel mai probabil o să fii plătit foarte bine. Și atunci întrebarea îi, cum ajungi cât mai bun? Pentru că nimeni nu poate să știe peste 20 de ani cum o să fie programarea. Pentru că poate că se inventează telepatia. Și atunci noi nu o să mai comunicăm prin internet, o să comunicăm telepatic. Și atunci o să rămână foară, o să fie calculatoarele folosite la mult mai puține lucruri. Nimeni nu poate să știe chestia asta. Acum, într-adevăr, estimările zic că nevoia de programatori o să crească, cel mai probabil și salariul o să crească, dar tot timpul, tot timpul, în orice domeniu, ajută să fii foarte, foarte bun la ceea ce faci. Și cam asta, cam asta e răspunsul meu pentru tine. Următoarea întrebare. Unde se programează mai exact? În ce site sau în ce aplicație? Adică dacă vrei să faci o aplicație, unde mergi să o faci? Presupun că asta e întrebarea și asta e o întrebare foarte, foarte bună și mi-e foarte greu să-ți răspund pe live. Totuși, avem un program gratuit de unde poți să, poți să înveți toate lucrurile astea și să îți răspunzi la întrebarea asta. Și tot ce trebuie să faci este să intri pe wellcode.ro, să-ți creezi, uh, să creezi un cont gratuit și să începi treaba de acolo, pentru că acolo o să fim să-ți răspundem la toate întrebările tehnice și o să fii capabil sau capabilă să scrii primele tale programe Într-o săptămână de acum, dacă te ții serios de treabă și dacă te ții serios de treabă și termin programul într-o săptămână sau mai puțin, o să primești cadou și un tricou din partea, din partea noastră. Pe ce aplicații sau site-uri putem să facem exerciții din ceea ce învățăm? Da, răspunsul e Același cu răspunsul la întrebarea anterioară, intră pe worldcode.ro, acolo avem și un evaluator, deci acolo răspundem la toate întrebările pe care, pe care le ai și după ce ți-ai clarificat totul și scrii programul, poți să-l trimiți acolo să fie evaluat automat. Bun, hai să vedem următoarele întrebări. Foarte important, dacă ai întrebări, lasă-le în rubrica de întrebări. Și următoarea întrebare vine de la uh, Alexandru. Dacă avea de ales pentru o facultate opțional, ce ai alege între marketing sau data analytics? Uh, Deci, întrebarea e foarte, foarte ciudată, pentru că tot timpul când vine vorba de a învăța ceva, e foarte important să te gândești cine îți predă. Pentru că ambele domenii mi se par utile, dar depinde unul la mână, ce vrei tu să faci în viață și, în al doilea rând, cine îți predă chestia, pentru că să zicem că vrei să faci, vrei să faci marketing și vine, cineva, vine, vine și spre vin eu și îți predau, de exemplu, marketing, care nu pot să zic că, chiar dacă am citit câteva cărți, nu pot să zic că sunt expert în domeniul asta. Cel mai probabil că o să-ți predau marketing foarte prost. Și atunci tu chiar dacă vrei să înveți marketing, și asta se aplică în toate domeniile și în programare, uh, Trebuie să înveți de la o persoană de calitate, de la o persoană care, care știe. Și atunci, na, întrebarea ta e incompletă. Am luat o, mi o notă mică la testul de la TIC și mi-am pus o grămadă de întrebări, cum ar fi, că nu voi deveni un programator sau că programarea nu este pentru mine. Tu ce sfat îmi dai? Ștefan... Ideea e în felul următor. Și asta e pentru toată lumea, indiferent dacă ești elev sau nu. Toți am avut eșecuri în școală. Nu cred că poți să treci prin sistemul de învățământ românesc fără să te facă cel puțin un profesor prost sau fără să te facă bun de nimic sau să te, să te insulte. Pur și simplu, așa, așa funcționează lucrurile la noi. Dar eu ce făceam e că foloseam lucrurile astea ca și o motivație. Eu mă foloseam de chestiile astea ca să le demonstrez profesorilor că n-au avut dreptate. Și uite că aveam un profesor de matematică, eram foarte slab la, la, matematică, care tot timpul se lega de mine și, mă rog, nu doar de mine, ci de toți, de toți colegii mei. Și era neplăcut, era, era enervant și, până la urmă, nu de te duci la școală ca să se lege un profesor de tine, să zică ce nu poți să faci. Și aveam note foarte mici mă foloseam de chestia asta ca și motivație, adică de fiecare dată când nu aveam chef să rezolv probleme, de fiecare dată când nu aveam chef să învăț programare, să scriu cod, mi-aduceam aminte de acel profesor și îmi venea energia. Și nu mai exista, nu pot, nu mai exista, n-am chef, nu mai exista, n-am răbdare, exista, mă pun și fac treabă. Ca să arăt că eu știu. Adică Chestiile astea sunt niște motivații foarte puternice pe termen scurt și știu că o grămadă de o grămadă de oameni, din păcate, au un, un cerc de prieteni, să zicem, mai nasol, unde prietenii care ar trebui să te încurajeze zic că nu poți să faci sau că nu e de tine sau râd de tine, că bă, uite, vrei să te apuci, hă, 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 ce prost ești, știi? Și astea, unul la mână, îți indică că nu ai prietenii potriviți lângă tine și cel mai probabil la școală, la școală e mai greu să schimbi să schimb profesorii, dar prietenii cu siguranță ți pot schimba. Dar astea sunt un indicator. Unul la mână să te motivezi că te duci într-o direcție bună și doi la mână că poate ar trebui să-ți schimbi prietenii dacă ai prieteni care, care, te descurajează. Și asta e o problemă foarte, foarte, comună. Că lumea zice că nu poți să faci ceva. Dar nu trebuie să asculți. Nu trebuie să asculți chestiile astea. Adică dacă ai luat o notă mică, ce? Și eu am luat note mici, uite-mă uite aici. Și mie mi-a zis lumea că nu -o, o să reușesc. Și și ce? Adică eu zic că -am, am făcut tot ce, tot ce mi-am propus în, în viață. Adică tot ce mi-am propus în liceu și tot ce mi-am propus în facultate, acum până la uh, 26 de ani, am realizat. Am realizat mult mai mult decât, decât mi-am propus. Dar toate realizările astea s-au datorat, sau mă rog, o mare parte din realizările astea s-a datorat fix persoanelor ăstora și fix, fix eșecurilor, adică mentalitatea sănătoasă când ai un eșec, mentalitatea sănătoasă când uh, nu reușești să faci ceva ce îți propui, este să, uh, să înveți ceva din chestia asta. Să cere ajutor cu Ivana, așa fel încât să reușești data viitoare când încerci și să te motivezi și să lucrezi mult mai mult. Pentru că în momentul în care ai un eșec în, într-un domeniu care chiar contează, aici testul atic nu cred că se pune neapărat că contează, dar ideea e în felul următor, că atunci când ai un eșec într-un domeniu care contează, e un semn pentru tine că trebuie să investești mai multă energie și că energia asta trebuie să o investești într-un mod inteligent. ok? Asta e foarte, foarte important. Za, za, za! Îmi place, îmi place poza. Câteva obiceiuri pe care le poți implementa ca să ajungi mai disciplinat într-un mediu care te influențează să procrastinezi. Ei bine, primul obicei este să-ți setezi foarte bine scopul, să-ți setezi foarte clar ce vrei de la viață. Ok? Ce vrei? Unde vrei să ajungi? Vrei să ajungi un programator? Cât vrei să câștigi? Cum vrei să arate viața ta? Și după aia să îți faci un program de muncă în așa fel încât să ajungi acolo. După aia toate, toate chestiile celelalte vin oarecum natural. Pentru că odată ce ai scopul foarte bine setat, nu, 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 mai, nu, mai, vrei să, să procrastinezi, mai vrei să pierzi vremea pentru că ai scopul ăsta foarte, foarte bine setat. Știi? Și na, o să vezi că pe măsură ce, pe măsură ce îți formezi obiceiul să lucrezi și îți respecti programul de muncă, o să-ți fie de, din ce în ce mai ușor. Adică tot timpul începutul e cel mai greu. Și trebuie să-ți repeți chestia asta cu fiecare zi. Deci cu fiecare zi în care tu, tu lucrezi, fiecare zi consecutivă de învățat, lucrurile devin mai ușoare. Cea mai grea e ziua întâi. Și trebuie să fii foarte conștient că dacă faci pauză o zi, să reîncepi, o să-ți fie mai greu decât dacă n-ai fi făcut pauză. ok De aia e iarăși foarte important să lucrezi consecutiv. Să faci lucrurile în fiecare zi, chiar dacă lucrezi mai puțin. Dar să-ți creezi obiceiul ăla, să fie aproape un automatism pentru tine, să te pui la calculator și să stai să înveți. Okay? Asta e foarte, foarte, foarte important. Și atâta timp cât ai un scop, când știi ce o să facă jobul de programator pentru tine, și nu trebuie să fie un scop din ăla măreț, că nu știu, vrei să, vrei să schimbi lumea, adică fiecare rezonează cu altceva. Și o mie de lei în plus la salar poate să fie o, o, motivație pentru tine. Dacă tu știi că de aia o mie de lei, ți pui deoparte și te duci, te duci într-o vacanță șmecheră. Sau faptul că o să lucrezi mai puține ore. Toate chestiile astea uh, o să te motiveze. Și atunci când vrei să pierzi vremea, când vrei să stai, să te uiți la un serial, când vrei nu știu, să faci curat prin casă chiar dacă deja e curat, tot să, să te gândești, bă, ok, care dintre am, am acum două opțiuni, să pierd vremea sau să învăț programare. Care dintre astea două opțiuni o să mă ducă spre scopul meu, spre o viață mai fericită? Și cam asta cred eu că e, sunt, sunt lucrurile de bază. Bun. Salut, Petru. Am 46 de ani. Sunt pasionat de programare și am rezolvat cursul gratuit. Momentan l-am parcat, dar nu abandonat. Sper să-mi reau activitatea. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim mult și felicitări că faci chestia asta. Să știi că foarte puțini oameni la 46 de ani se preocupă de educația lor și se bat capul cum să, cum să învețe. Sper să te apuci cât mai curând de treabă. De ce nu te apuci chiar acum? și să te vedem pe, pe, platformă. Bun. Următoarea întrebare de la Raul. Cum de-ai renunțat la companiile din SUA și te întors în România? Raul, întrebarea asta e super, super simplu de răspuns. Ideea în felul următor că uh, eu nu am renunțat la companiile de acolo pentru că pot oricând să mă duc să iau un interviu și să-l trec. Adică nu era Chestia de genul, bă, uite, îți dau oferta să lucrezi la Google sau la Facebook. Și aia e. Nu mai poți... Ori o accepti acum, ori nu o să te mai acceptăm niciodată să lucrezi la noi. Nu, din contră. Uh, probabil că aș putea să aplic oricând aș vrea acolo. Deci nu a fost, nu a fost o chestie de genul ăsta. Și, practic, asta e un lucru foarte important. Și atunci știi că ai ajuns un programator bun. În momentul în care ai oferte pe care, pe care le refuzi, pentru că dacă încă nu ești în punctul ăla în viață, în care să ai oferte pe care să le refuzi, să vină, să vină recruiteri, să-ți scrie pe, pe LinkedIn, să te contacteze pentru diverse joburi de programare, înseamnă că încă nu ești suficient de bun. Pentru că ce înseamnă să ai ofertele pe care le refuzi? Înseamnă că lumea apelează la serviciile tale, înseamnă că poți să crești salarial, înseamnă că poți să-ți alegi proiectele. Pe care, pe care, să lucrezi. Și este un lucru foarte important să poți să-ți alegi proiectele pe care lucrezi și să, să crești salarial. Pentru că atâta timp cât tu nu ai de unde să alegi, până la urmă, ești dependent de locul de muncă pe care l-ai acum. Ce înseamnă asta? Nu știu, adu-ți aminte de când erai în școală. Okay? Erai în școală și aveai un profesor nasol care te enerva atunci nu aveai niciun fel de alegere legat de ce se întâmplă. Adică putea să vină să te scoată la tablă în orice zi, să te facă în toate felurile și după aceea să-ți spun o notă mică. Nu zic neapărat că asta se întâmplă la joburile de programare, dar ideea e că libertatea ta era zero. Trebuia să faci ce, ce zicea profesorul ăla și cred că mulți oameni se simt, se simt în felul ăsta la job. Și atunci, tot timpul vrei să ai libertatea asta de a, de a alege. Să te duci să faci ceea ce crezi tu că e cel mai bine pentru tine, pentru că asta am făcut și eu. Eu am vrut să lucrez cu oamenii, să-i ajut să învețe programare. Pe vremea aia, când uh, imediat după începutul la Facebook, singurul lucru pe care mi-l doream să-l fac era să pregătesc elevi de Olimpiadă și să-i pregătesc la cel mai înalt nivel. Și de aia nu mă interesa așa mult să uh, să accept un job full-time pe vremea aia. Și uite că... Zic că eu am luat o decizie bună pentru că am avut elevi care au reprezentat România la competiții internaționale și care s-au întors cu medalii. Și după aia, după ce am făcut chestia asta, am stat să mă gândesc care e nivelul următor. Ok, acum vreau să lucrez cu mai mulți oameni, vreau să ajut pe oamenii care au joburi nasoale, care vor să se îmbunătățească profesional, să câștige mai mulți bani, să aibă mai multă, mai multă fericire în viața lor. Pentru că eu la vremea mea nu am avut pe cineva să mă ajute. Sau am avut, dar mi-a fost foarte greu să-mi găsesc. De fapt, mint că am avut profesori extraordinari. Dar asta de-abia din al doilea an de programare, după ce un an m-am pregătit singur cu aproape zero progres. Ok? Marian. Petru, ce pot face să nu mai uit ceea ce am învățat? De exemplu, învăț ceva azi, știu să pun în practică, dar dacă învăț alte chestii și mă întorc în câteva zile la ceea ce am învățat, atunci nu mai țin minte codul. E bine, Marian, în primul și în primul rând, e foarte important somnul. O să presupun că ai metoda corectă de învățare, că înveți scriind cod și rezolvând probleme. Deci cel mai probabil e programul de somn și ceea ce mănânci. Pentru că mintea ta dă un randament diferit. Adică, dacă nu mă crezi, încearcă să dormi 5, 5 ore în fiecare noapte. Mă rog, fă un exercițiu de imaginație, nu pune asta în practică că o să fie rău. Dar imaginează ce se întâmplă dacă timp de o săptămână tu dormi 5 ore pe noapte. Cel mai probabil mintea ta își pierde toată claritatea și nu mai e capabilă să funcționeze la, la parametri optimi. Și atunci e foarte, foarte, foarte important să fii odihnit. Și asta e un lucru interesant, pentru că fiecare om are nevoie de o cantitate diferită de somn și foarte mulți oameni, mă, deci chestia asta mă șochează foarte mult în, în programul de mentorat, avem oameni sau aveam oameni care ziceau că bă, dar stai un pic, că eu mai mult de 6 ore pe noapte nu pot să dorm, adică mă pun în pat și nu adorm. Și după aia le spunem că chestia asta e obligatorie și nu e negociabilă dacă vor să aibă rezultate bune. Și într-adevăr, după ce încep să doarmă mai mult, deci oameni care au dormit ani în șir, 6 ore, încep să doarmă 8 ore și observă progres, observă că mintea lor funcționează, funcționează altfel. Deci asta e foarte, foarte... Important. Bun. Salut! De pe ce site pot să rezolv probleme pentru începător dacă nu-mi permit un mentor? Îmi pare, îmi pare rău să aud chestia asta, dar să știi că și eu am fost în situația ta. Prima dată când m-am pucat de programare, în clasa noa, părinții mei nu au, vrut să, nu au vrut să investească în chestia asta. Sau nu au știut că am, că am nevoie să, uh, să investească în chestia asta, pentru că pe vremea lor lucrurile se învățau din cărți. Și pe vremea lor, probabil, jobul de profesor era mai, mai, mai respectat și mai bine plătit și oarecum era o Și Avei profesori mai buni în școală. Dar ok, hai să nu intrăm în filozofii de genul ăsta. Dar uite ce am făcut eu și ce poți să faci e să cauți metode creative, să, să să ți permiți un mentor. Pentru că tu zicând, bă, ok, vreau să vreau să învăț de pe site vreau să învăț din resurse gratuite, tu spui, bă, ok, vreau să fiu la un nivel mai scăzut. Pentru că chiar dacă reușești să ajungi un programator bun, și într-adevăr, se poate să înveți programare singur. E foarte greu, durează foarte mult timp. Șansele de reușită sunt mici, dar câțiva oameni reușesc în fiecare, în fiecare an. Dar tot timpul și tot timpul, în 100% din cazuri, și chestia asta nu e discutabilă, cineva care a învățat programare singur o să fie mai slab decât cineva care a avut un mentor care să-l pregătească. Ok? Și practic tu automat îți scazi nivelul la care poți să ajungi. Pentru că ce se întâmplă când lucrezi singur de pe un site? Unul la mână nu ai niciun fel de feedback uman. Doi la mână lucrezi haotic. Pentru că tu niciodată nu știi dacă lucrezi la nivelul tău. Poți să lucrezi probleme care sunt prea simple și să stai pe loc. Și hai să zicem că chestia asta e simplu să-ți dai seama că ok, faci multe probleme pe care le știi face. Um. Dar când tu nu mai știi, bă, ok, problema asta nu poți să o rezolvi din cauza că nu m-am gândit suficient la ea sau din cauza că lucrezi probleme prea grele. Și la unele probleme pur și simplu nu are cum să-ți vină ideea. Adică tu ar trebui ca să ajungi un programator bun să lucrezi undeva la 150-200 de probleme. Asta presupunând că le lucrezi bine. Și fiecare din problemele astea trebuie să fie un pic deasupra nivelului tău. Și e absolut imposibil să ai idei la toate cele 150 de probleme. E uman imposibil. Ok? Și atunci, automat, nivelul tău o să fie unul foarte scăzut și o să dureze și foarte mult timp să ajungi, să ajungi la, la nivelul ăla. După aia, nici nu vreau să vorbesc despre partea de proiect personal. Pentru că la ce spun mulți, proiect personal reprezintă, de fapt, niște chestii pe care le-au copiat de pe internet și pe care nu le înțeleg. Și chestia asta se vede imediat la un interviu de, de angajare. Ok? Și atunci, recomandarea mea pentru tine. Și eu am trecut prin chestia asta. Am încercat toate site-urile posibile de programare. Eu n-am vrut să creez Wellcode. Adică imaginează-ți câtă muncă am depus ca să fac toată, toată platforma Wellcode. Adică nu știu, e, e pur și simplu, e, e mind-blowing cât, cât de mult am lucrat eu și cu echipa mea să ajungem la, la platforma asta. A fost o chestie pe care noi nu am vrut să o facem. ok Era foarte, a fost foarte greu de făcut, da și de asta înainte am luat la rând toate site-urile astea cunoscute, toate, toate cursurile posibile de programare și ideea e că niciunul nu îți dezvolți gândirea. Și chiar și acolo unde ai feedback, că mai sunt, mai sunt diverse platforme, mai sunt forumuri, uh, calitatea răspunsurilor de acolo e foarte, foarte scăzută, și de multe ori îți răspund oameni care sunt cam ca tine. Adică tu pui o întrebare și îți răspunde un alt începător. Ok? Și s-ar putea să primești răspunsuri proaste, să primești răspunsuri care mai mult să te întârzie decât să te ajute. Uite, profesoara mea de la clasă. De multe ori consider că m-a întârziat mai mult decât m-a ajutat. Ok? Și ea se presupune că a trecut printr-o facultate de informatică și era la vremea respectivă mai bună ca mine la programare. Ok? Și acum, hai să zicem că luăm un forum la întâmplare de pe internet. gândește te cine îți răspunde acolo. Pentru că un programator bun nu prea, nu prea are răbdare, nu prea are chef să facă chestia asta. Adică și noi ne plătim mentorii din echipă foarte bine ca să, ca să, facă partea asta de mentorat și pe lângă asta trec și prin foarte mult training. Și atunci cel mai bine e să găsești modalități creative, fie începi să economisești, fie aplici la diverse, la diverse burse, la diverse granturi. Adică soluții tot timpul există atunci, atunci când îți dorești. Și eu am făcut chestia asta la, la vremea mea și am reușit să investesc, sau mă rog, să investească părinții mei împreună cu, împreună cu mine în, în mentori. Ok? Tot timpul există, există metode dacă chiar îți dorești. Într-adevăr, trebuie să ceri, trebuie să tragi un pic, să-ți dorești să faci chestia asta, dar până la urmă și beneficiile sunt mari dacă uh, te apuci și faci chestia asta. Ok? Bun, și cu asta o să încheiem live-ul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine. Și foarte important, dacă vrei să lucrezi pe termen lung cu noi, vrei să faci treabă, vrei să devii un programator de succes și bine plătit și ești pregătit să depui munca necesară pentru că nu face minuni, foarte important, tu o să depui... Mare parte din muncă, noi o să fim tot timpul lângă tine, să te ajutăm, să-ți răspundem la întrebările a toate, să depui munca. Atunci intră pe career.uilcoat.ro, programează-te la o discuție gratuită cu noi, acolo în cadrul discuției o să vedem dacă ești potrivit pentru programul nostru, dacă putem să-te ajutăm să faci treaba, să-ți atingi scopurile și pe urmă o să-ți facem un plan de muncă personalizat, pas cu pas, care să te ducă la scopurile tale și o să-ți explicăm cum poți să lucrezi pe termen lung cu noi. Așa că intră pe career.uilcoat.ro programează este la o discuție gratuită și eu de-abia aștept să ne vedem în cadrul programului nostru, să facem treabă foarte, foarte bună și după aia să te dau ca exemplu. În, Într-un live când mă întreabă cineva dacă poate să ajungă programator să povestesc un pic povestea ta. Așa că îți urez mult succes, îți mulțumesc mult de tot că te-ai uitat la live-ul ăsta și îți urez să ai o săptămână cât mai productivă.